anunță o gală incendiară în premieră pentru municipiul Giurgiu, al 4-lea Supercombat World Grand Prix al anului. Campionul mondial Bogdan Stoica îl va înfrunta în meciul serii pe Amir Zeyedai, egipteanul care în trecut l-a învins de două ori prin knockout pe Tyrone Spong. Biletele pentru această gală au fost puse în vânzare de vineri, 4 octombrie, prin rețeaua Event Team, Orange, Vodafone și Germanos. Însă pentru giurgiuvenii care vor să cumpere cu bani cash, a fost amplasat și un cort în centrul orașului, lângă turnul ceasornicului. Cel mai ieftin bilet poate fi cumpărat cu prețul de 50 de lei. Organizatorii vor monta și scaune VIP în apropierea ringului, iar biletul pentru un astfel de loc costă 250 de lei. Pentru gala de sâmbătă seară, organizată în premieră la Giurgiu, s-au pus în vânzare 140 de bilete la prețul de 50 de lei, care sunt situate în tribunele sălii polivalente, și 160 de bilete la 250 de lei pentru VIP. Estimativ așa cam câte bilete ați vândut? Am vândut în jur de 40 de bilete. Asta în condițiile în care abia de ieri după amiază le-am scos la vânzare. Biletele mai pot fi cumpărate și de la sala sporturilor John C. Hardy din Giurgiu. Gala Supercombat va avea loc în 12 octombrie la sala sporturilor cu începere de la ora 21:30.